Peste 100 de unități de transfuzii din spitalele din România nu au autorizație. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății după centralizarea situației autorizării unităților de transfuzii din spitalele românești, publice și private. Spitalele au la dispoziție 3 luni de zile să remedieze această situație. Un total de 142 de spitale românești, respectiv 108 din spitalele publice și 34 private, nu au unități de transfuzie sanguină autorizate de direcțiile de sănătate publică, potrivit unei centralizări realizate de Ministerul Sănătății. În acest caz, Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a dispus o serie de măsuri de urgență. Direcțiile de sănătate publică din fiecare județ vor verifica în perioada următoare toate unitățile de transfuzie neautorizate și vor investiga motivele pentru care aceste secții nu au autorizație. Autoritățile vor stabili planuri de conformare în vederea autorizării în termen de maximum 3 luni, iar în caz contrar, spitalele respective nu vor mai primi sânge și produse sangvine. În această perioadă, unitățile neautorizate se vor supune unui plan de tranziție care va stabili cum se vor desfășura transfuziile până la îndeplinirea normelor în vigoare, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății. De asemenea, Ministerul Sănătății a anunțat că în acest moment se lucrează la un plan național de reducere a riscurilor atașate transfuziilor. Documentul este în curs de finalizare și va fi publicat în cel mai scurt timp.